Salutare, dragilor, și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre ariile și volumul conului circular drept. Conul circular drept este corpul obținut prin rotația completă a unui triunghi dreptunghi în jurul unei catete. Baza conului circular drept este un disc circular. Conul prezentat în imagine, OA și OB sunt raze. VO este înălțime, iar VA și VB sunt generatoare. Secțiunea axială este triunghiul isoscel VAB. Desfășurarea suprafeței laterale a conului este un sector circular de rază egală cu generatoarea conului și lungimea arcului de cerc egală cu lungimea cercului de la baza conului. Area laterală a conului corespunde acestui sector de cerc. Obținem astfel formula ariei laterale egală cu pi r g. Aria totală, fiind suma dintre area laterală și area discului, obținem area totală egală cu pi r pe lângă g plus r. Volumul conului, fiind o treime din produsul dintre area bazei și înălțime, este egal cu pi r pătrat, h supra 3. În continuare, ne vom juca cu câteva aplicații în care vom utiliza aceste formule. Un con are raza, înălțimea și generatoarea de lungimi exprimate în centimetri egale cu 3-x, 5-x și 7-x, unde x este un număr real. Determinați valoarea lui x, calculați area secțiunii axiale, calculați area laterală a conului calculați area totală a conului și calculați volumul conului. Cum R, G și H, fiind lungimile unor laturi, vor fi numere reale pozitive, obținem că 3 minus X, 5 minus X și 7 minus X vor fi mai mari decât 0. Deducem astfel că X trebuie să fie un număr mai mic decât 3. VO, fiind înălțimea conului, va fi perpendiculara pe planul bazei din care face parte și AO. Motiv pentru care triunghiul VOA este triunghi dreptunghic și cu ajutorul teoremei lui Pitagora obținem că G pătrat egal cu R pătrat plus H pătrat. Înlocuind cu valorile din enunț, ajungem la 7 minus X totul la puterea a doua egal cu 3 minus X totul la puterea a doua plus 5 minus X totul la puterea a doua. Aplicând formulele de calcul prescurtat, obținem că x la puterea a doua minus 2x minus 15 egal cu 0. Observăm că această ecuație poate fi scrisă sub forma x minus 1 totul la puterea a doua minus 16 egal cu 0 unde recunoaștem formula și găsim soluțiile x1 egal cu 5 și x2 egal cu minus 3 dar am stabilit că x este mai mic decât 3, motiv pentru care singura noastră soluție va fi x egal cu minus 3. Înlocuindu-l pe x cu această valoare, obținem raza egală cu 6, înălțimea egală cu 8 și generatoarea egală cu 10. Secțiunea axială a conului este triunghiul isoscel VAB, având baza diametrul cercului. Acum, triunghiului este egală cu baza ori înălțimea totul supra 2. Area secțiunii va fi egală cu 2 ori R ori H supra 2, adică 48 cm pătrați. Area laterală fiind egală cu PRG, obținem 60 pi cm². pătrați. Area totală, având formula PR pe lângă R plus G, obținem 96 pi cm și volumul egal cu pi r pătrat h supra 3 va fi egal cu 96 pi cm cubi. În cea de-a doua aplicație, alfa construiește un rezervor sub forma unui con circular drept cu diametrul bazei de 12 metri și generatoarea de 10 metri. A mic, câți litri de apă se pot turna în acest rezervor? B mic, sunt suficienți 28 litri de vopsea pentru a acoperi suprafața exterioară a rezervorului, știind că pentru 10 metri pătrați se folosesc 1,5 litri de vopsea? Aplicând teorema lui Pitagora, la fel ca în problema precedentă, obținem că înălțimea este egală cu radical din generatoarea la puterea a doua minus raza la puterea a doua, adică 8 metri. Pentru a determina numărul litrilor de apă ce se pot turna în acest rezervor, trebuie să calculăm volumul acestuia. Știm că volumul este egal cu pi r pătrat h supra 3 și obținem 96 pi metri cubi, adică 96.000 pi decimetri cubi, ceea ce înseamnă aproximativ 301.440 litri. Suprafața exterioară a rezervorului este reprezentată de aria laterală a acestuia și are formula PRG. Obținem astfel 60 pi metri pătrați. Pentru a calcula câți litri de vopsea sunt necesari pentru a acoperi suprafața exterioară a rezervorului, știind că pentru 10 metri pătrați se folosesc 1,5 litri de vopsea, vom aplica regula de 3 simplă, notând cu x numărul de litri necesari. Obținem că x egal cu 60 pi ori 1,5 supra 10, adică 9 pi litri. Știm că numărul irațional pi este cuprins între 3,14 și 3,15. Înmulțim această relație cu 9, din care rezultă că 9 pi este cuprins între 28,26 și 28,35. În concluzie, nu sunt suficienți cei 28 litri de vopsea. Acestea au fost aplicațiile noastre. Ne amintim formulele de arie și de volum ale conului circular drept și până data viitoare vă las să vă gândiți la următoarea problemă.